Întâlnirea care va avea loc de președintele Moldova cu Marcel Ciolacu a fost anulată, deoarece șeful adjunct al camerei l-avea pe COVID. Andreea Dumitrescu, jurnalistul Digi24, conform informațiilor noastre, Marcel Ciolacu a fost testat pozitiv pentru COVID-19, motiv pentru care a intrat în izolare și nu va mai organiza o întâlnire programată cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. În acest context, ședința de coaliție de guvernare va fi amânată, în absența președintelui PSD, o sesiune de coaliție foarte importantă în care trebuie discutate cele două probleme legate de îmbunătățirea bugetului, dar ca urmare a declarațiilor ambelor persoane din PNL și persoanele de la PSD și astăzi președintele Klaus Iohannis. Toate disputele legate de declarația lui Viktor Orban trebuie să fie clarificate. Un orice element trebuie să explice, de asemenea, liderilor coaliției cu privire la poziția sa cu privire la declarația lui Viktor Orban. Dar semnalul de până acum este că până în prezent coaliția nu este amenințată de declarația acestui vânător, cu poziția sa. Editor AC.